Deci, încă o dată, noi vom face toate demersurile necesare pentru a găsi o soluție de compromis și această echipă de mare valoare să nu piară. Conferința de astăzi pentru... Alo? Să trăiești, Nadu! Să trăiești, nu mă derajați, mă face o ce trebuie emisiune. Am cam de tată. Am stabilit astăzi cu uzina constructoare de mașini o formă de a colabora pentru susținerea echipei de handbal, care va fi înscrisă în returul campionatului, în returul Ligii Naționale de Handbal Masculin, sub numele UCM Handbal Club Cara Severin, ceea ce denotă foarte clar că administrația județeană se va implica în susținerea financiară a echipei în condițiile în care ne aflăm astăzi. În acest moment, directorul Zanfirescu discută cu echipierii în legătură cu reînnoirea contractelor. Sperăm ca din echipă cât mai mulți să rămână în continuare aici la Reșița pentru a avea un retur bun. Oricum, ce pot să vă spun este că echipa rămâne în Liga Națională, nu o abandonăm, ar fi mare păcat, și handbal reșițean va avea o echipă de Liga Națională masculină în sezonul care urmează. Am găsit forma juridică, legală pentru a contribui la susținerea echipei de handbal, practic devenind asociați în primă fază în această construcție împreună cu UCMR-ul. Mâine jucăm cu Codorheiul. Sigur, vom vedea în ce formulă, pentru că, repet, din acest moment se duc negocieri de către conducerea tehnică a echipei cu jucătorii, pentru că, așa cum ați auzit ieri, ei sunt în
marea lor parte, jucători liberi de contract în acest moment, declarați ieri de UCMR liberi de contract, dar mâine jucăm cu Odorheiul și echipa rămâne în Liga Națională. În prima fază, da. În prima fază nu a existat o altă soluție. Reluăm. În prima fază, da, nu a existat o altă soluție, repet, juridică, dar gândim ca pe parcurs să avem și alți asociați. Urgent. Deci concluziile sunt că echipa va continua sub denumirea de UCM Handball Club Caraș Severin. Mâine avem și cu Odorhei. Acum o să merg să discut cu fiecare jucător pentru a le lua acceptul de a continua. Știți că au avut un termen și după aceea vom vedea. Dar e foarte important că echipa continuă. E cel mai important lucru. Deci nu pot să știu acum, deci după ce discut cu fiecare. Deocamdată știți cei care sunt acum, discut cu fiecare, mai sunt juniorii și după discuțiile care le voi avea cu fiecare, pot să spun cu cine vom continua. Da?